Bun găsit la o nouă emisiune Remedii pentru Sănătate. Suntem într-o locație de poveste, la munte, la munte și la mare, Colibița este locația noastră. Platforma de pe care vă vorbim acum este o platformă privată, bine cunoscută, unde adesea eu și colegii mei de sport predăm și facem clase în evenimente sportive. De data aceasta am invitat o colegă, instructor internațional, Kangu Jam, și profesor de sport. Acum am aflat că este de fapt și profesor de dans. Dar o să vă spun mai multe despre toate acestea. Colega mea de îndată, ce o să prezint, Adina Ința, de la Reghin. Adina, bine ai venit! Bine te-am găsit, Fabiola! Adina, ai o carieră, eu spun, destul de bogată. Ești o persoană tânără, ești și mămică. Ai o fetiță mică și frumoasă, Bea, îi spunem noi, Beatrice. Da, așa-i. Ești un instructor într-o continuă creștere în Kangu Jam. Din ce am văzut, ești și personal trainer, fiind profesor de sport deja, mă gândesc că specialitățile pe care tu poți să predai sunt mai multiple, nu? Da. Diverse. Dar de data asta zic să începem cu sportul nostru preferat, unde exact, suntem colege. Exact. Și mai ales cum ne-am cunoscut. Cum ne-am cunoscut. Asta e cel mai important, cum ne-am cunoscut noi, de fapt. Da, așa-i. Noi ne-am cunoscut la cursurile de Kangu Jam. Da, așa. Instructori în devenire. Unde să ne întâlnim? Ceea ce e fain la acest sport e că chiar leagă prietenii. Leagă prietenii care, uite, sunt deja durabile. Exact, care durează deja de peste 10 ani. Da, de mai bine de 10 ani, știm. Ne-am cunoscut în 2012. Da, la exact. Cursurile. Am dat examenul împreună, sau da, aproximativ. Examenul, ne-am calificat ca și instructor internațional Kangu Jam împreună. Da, așa. Și de atunci ne tot vedem la diferite evenimente. Și ne susținem cu participanți la evenimente, exact, cu ghete, exact, pe mărim, culori și greutăți. Da, ce pot să zic? Cum ți-a influențat viața acest sport? Nu credeam că mi-o va influența chiar în halul ăsta. În halul ăsta, zic, în sensul bun al cuvântului. Da, 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 ghilimele. Înainte de a face, a practica acest sport, eram instructor de aerobic, de diferite clase de aerobic, și eram chiar eram în timpul facultății când am început să fiu și instructor. Apoi am făcut masteratul și bine, facultatea de sport și masteratul n-am făcut neapărat să devin profesor. Am făcut pentru că mi-a plăcut întotdeauna sportul. Totdeauna l-am practicat ca și amator și facultatea pe ce puteam face altceva decât pe sport. Așa, și, cum am zis, nu am intenționat să devin profesor, dar uite că anul 2022 e al șaptelea an de când sunt profesor, de când predau. Sunt profesor la Palatul Copiilor Târgu Mureș, filiala Reghin, pe Catedra de Dans Modern. Ce frumos! Deci e altceva decât școala normală. Lucrez cu copii, deci? Lucrez cu copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, copii de la școală, și unele mici excepții mai vin și copiii de la grădiniță, 4-5 ani, dar în general cam de la 6 ani în sus, și care vin la, după școală, vin la cursuri extrașcolare. În cadrul Clubului Copiilor sunt foarte multe cercuri, cred că avem undeva cam pe la 12 catedre. Și copiii vin să învețe. Și copiii vin la Clubul Copiilor nu pentru că sunt obligați, vin că le place. Din drag, da. Vin la Clubul Copiilor din drag, exact. Sunt diferite catedre, pot să meargă la diferite catedre sau circuri. Pot să meargă pot să leagă orice specialitate, de da. Informatică, la engleză, la limbă germană, la ecologie, la carturi, deci sunt și cercuri teoretice, dar nu sunt știut și practice. Este și jumate de catedră de carturi, se fac
s-au făcut dansuri populare. Dar sunteți mai mulți colegi, nu tu suntem faci. Suntem mai mulți, bineînțeles, fiecare toate profesor cu cercul lui. Cu da, cercul cu specialitatea lui, da. Ce exact. Frumos. Și copiii vin pentru că le place și vin să învețe ceva. Am mai avut și cerc de navă modele, unde copiii făceau tot felul de vapoare, învățau să taie cu... trafurat. Deci le place să fie provocați copiilor, să înțeleg. Și dacă ai și un caracter didactic bun și plăcut, clar exact. Că ai cucerit. Exact. În primul rând trebuie să te placă copiii ca și profesor și apoi normal că se țin și de sunt constanți în a veni la ore. Am înțeles. Deci în cadrul cercului elevilor profesezi tu ca profesor de dans? Da, sunt profesor de sport pe Catedra de Dans Modern din cadrul Clubului Copiilor Reghin. Din Reghin, am înțeles. Pe lângă toate astea, ești instructor internațional Kangoo Jam. Pot să zic că ești un prezenter în devenire pentru că neoficial prezinți la evenimente, din câte mi-aduc aminte și prezinți foarte bine. Am văzut bine, lumea te aplaudă. Bine, ți-aduce aminte. Așa, mă bucur că ai așa o... nu știu cum să zic, un șarm în ce privește pe copii, pentru că e important să-i ghidăm spre sport. Generația care urmează se pare că, na, așa de musai fac sport, nu prea de drag. Și atunci, dacă vin de drag, n-am decât să te felicit. Da, asta vin, sigur, dar. Mai ales la... Păi cum îi place oricărui copil mic, cum să zic, până în 6-7 ani, dansează, mai ales fetele. Dansează da. De la 2-3 ani. Dansează. Le place foarte mult să danseze și atunci de ce să nu își consume energia undeva unde chiar... În sens pozitiv și frumos, sigur, exact, într-un cadru chiar frumos. Învață, mai ales că știm cu toții că pandemia, din păcate, a descurajat mișcarea. Da. Orele de educație fizică se țineau într-o vreme online, deci chiar... Numai mișcare nu era aceea, clar. Numai mișcare nu era aceea, da, copilul da. Să facă după calculator. Sau izolați, nu puteai nici să ieși în natură, exact. Da, să... Atunci, bine că a trecut. Pandemia asta chiar, din păcate, le-a scos mișcarea din viața, a scos mișcarea din viața copiilor mai mult decât până atunci, din păcate. Și acum trebuie să îi atragem. Recuperăm, sigur, exact, să revină. Trebuie să-i atragem din nou, să vină la mișcare. Ce frumos! Ce poți să-mi spui de sportul Kangoo Jumps? De Kangoo în general. Cum te-a atras? Cum ai început să dezvolți clasele la Reghin? Reghinul e la putere acolo. Da, prima dată am făcut cunoștință cu ghetele Kangoo Jumps în felul următor. A venit o instructoare din Târgu Mureș să țină clase la noi o dată pe săptămână. Făcea naveta, să înțeleg. Așa dorința era încât era lumea la Reghin și... Da, pe lângă că venea de la Mureș, avea clase Târgu Mureș. Zilnic în Târgu Mureș, venea la Reghin o dată pe săptămână și stătea 2 ore, că una nu ajungea. Așa de mulți erați. Da, așa de mulți eram. Foarte... sportul ăsta prinde, da. Arecum. Prinde foarte, foarte repede și eu zic că cine se urcă pe ghete se îndrăgostește de ghete, exact așa am pățit și eu. Prima dată când am încălțat ghetele, ce pot să zic, faptul că aceste ghete au sistemul Impact Protect System, tălpile și arcurile, și faptul că atenuează impactul cu solul. În săritură, sigur. În săritură face mult mai... Îl face mult mai ușor de practicat decât aerobicul pe mintele normale de sport, ca să nu, da, decât să aerobicul în papuci de normal de sport. Nu știu, mie totdeauna mi-au plăcut orele dinamice, săriturile, clasele mai motivante, mai energice, și atunci sportul ăsta chiar mi-a venit ca o mănușă. Atunci m-am îndrăgostit de ele, de când le-am încălțat prima dată. Am tot participat la clase, a venit o perioadă instructoarea din Mureș la noi. Și apoi ce să vezi? Hop și tu vrei. M-am gândit să urmez și eu cursurile la Cluj și apoi, în urma unui examen, m-am calificat ca și instructor internațional.
foarte frumos. Cum bine știi. Da. Și ce impact a avut asupra ta în viața personală? Cum te simți după el? Care e starea ta? Cum ai progresat ca om și ca sportiv? De ce nu? Având în vedere că nu mai am chiar 20 de ani și țin clase din 2007, ar trebui să mă cam supere una alta. Dacă ar fi adevărat ce se aude negativ. Ar trebui negativ, să mă cam supere una alta, pentru că eu țin și clase de cangugeam și clase de aerobic. Aha, și atunci la aerobic impactul e mai mare cu solul decât la cangugeam. În ce privește țesutul osteoarticular, să spunem, că, pentru că clienții de obicei asta spun și motivează că nu vin pentru că face rău țesutului osteoarticular. Ori exact. Tu tocmai asta spui, că nu face rău. Exact. Deși exact. Faci și aerobic, unde... Na. Exact. Un pic mai. Deci mai aceste două sporturi s-au completat minunat. Din privința mea s-au completat foarte bine. Exact, minunat. Tu predai și la aerobic, scuză-mă, coreografii și de aceea foarte bine la Kango Jams, care e un aerobic pe ghete, ți s-au implementat foarte bine, nu? Exact. Eu eram deja obișnuită cu coreografii, da. Așa că înainte, am pus aceste coreografii pe niște ghete cu arcuri. O notiță, înainte să devii instructor Kango Jams, instructor internațional Kango Jams, trebuie să fii musai instructor de aerobic. Exact, să se exact. Înțeleagă de asta ce e, noi zicem și de aerobic. Asta e prima condiție, exact. Ca să participi la cursurile de formare Kango Jams, trebuie să ai o diplomă, diplomă curs. La cursul de aerobic. Sau, la sau să fii profesor. Da. Exact. Și după ce te-ai îndrăgostit și ai văzut că nu te doare nimic, Asta și din contră strălucești? Asta vreau să spun, că Kango Jams m-a ajutat să îmi mențin tonicitatea. Mă mișc ca și acum 20 de ani, înțelegi? Și asta știi bine ce vreau să spun. Da, ai devenit, cred că, mai curajoasă, mai încrezătoare în tine. Acum spunea cineva chestiile astea și am zis, Doamne, nu pot să cred că toată lumea observă ce mult îl motivează un astfel de sport. Într-adevăr, Kango Jams să-ți crește încrederea și stima de sine și te ajută foarte mult psihic. Pentru că noi am vorbit foarte mult de cum te ajută fizic. Pe lângă că îți apără articulațiile și coloana vertebrală împotriva impactului dur cu solul. Pe lângă că îți mărește densitatea oaselor, pe lângă că ajută sistemul limfatic, pe lângă că reduce celulita, deci sunt foarte multe beneficii și noi le trăim chiar pe noi. Da, așa e. Sunt foarte multe beneficii, pe lângă că arzi mai multe calorii pe ghete decât fără. Nu? Da, așa e. Cu 25% mai mult. Decât orice alt sport. Deci pe lângă astea te ajută foarte mult și psihic. Da, contează mult să te simți relaxat. Exact. Când ești acolo pe scenă, parcă domini. Și ești mai înalt cu circa 20 de centimetri. Exact. Poți să participi orice... clienți, mă rog, femei, bărbați, normal, dar pot să participe indiferent de condiția lor de sănătate la clasele de Kango Jams? Singura boală interzisă în acest sport este spondiloza cervicală. În stare ușor avansată. În stare ușor... Incipientă, am înțeles că îi primim dacă duc, că dacă nu au musculatura puternică sau nu au putere să învețe, nu prea poți, că își țin gâtul în joc. Și femeile însărcinate. Da, femeile însărcinate. Deci și eu am fost însărcinată. Știu că veneai la evenimente. Aproape 5 și vreau să spun că nu am oprit sportul. Din contră, l-am continuat, mi-am ținut clasele, dar... La Kango ai dat jos ghetele și ai predat fără. Clasele de Kango Jams am predat fără ghete și clasele de aerobic și de Kango Jams fără sărituri, clar. Da. Fără sărituri și fără ghete și am avut o sarcină foarte ușor de dus, n-am avut probleme. Ți-ai revenit repede. Exact, revenit știu că repede. Toți colegii imediat erau uimiți. Adina, abia ai născut și arăți așa bine. Da, mă bucur și mi-aduc aminte exact ce s-a întâmplat, da? Mă bucur că ne împărtășești. Deci încurajez oamenii, indiferent de problemele de sănătate, să vină, pentru că dezvoltarea în momentul în care intră la clasă e de pe low impact oricum. Iar cei care, să zic, au anumite probleme, îi dirijezi tu cum să rămână. Da, exact. Tocmai asta învățăm la cursuri.
cum să adaptăm clasa în funcție de cursanți. Exact, de participanți, da, bravo. E foarte important. Întotdeauna, mai ales la clasele de cangugeam, să întrebăm de kilograme și de număr la papuc ca să îi dai gheata potrivită, sigur, ca să adaptezi gheata la fiecare participant, pentru că se poate adapta, se poate schimba tâlpi, se pot schimba arcuri în funcție de greutatea fiecăruia și de felul cum reușește sare să impacteze, exact, sigur, cum că sunt care nu se lasă ghetuța cu ei. Și bineînțeles că îi întreb de probleme de sănătate, pentru că dacă spondiloza în stare mai avansată îi interzis, atunci altele, ghidez spre alt sport. Da, mai corect, pentru că sigur noi vrem să lumea să vină să se simtă bine și să-și îmbunătățească starea de sănătate, nu, sigur, să, pentru nu că dăuneze. Mușchii paravertebrali cresc în dimensiune, își măresc volumul, exact, și atunci și normal că țin coloana mai bine și mai drept, doar că în momentul în care au probleme, nu numai spondiloza la care e interzis, alte boli în fază incipientă, ei se sară mai ușor sau impactul cu solul să fie mai diminuat, mic, sigur. Exact. Oh, ce mă bucur, mă surprinzi, așa mi-aduc aminte de multe. Ce zici, recomanzi copiilor să facă Kangoo Jumps? Da, am înțeles, da? De Kangoo Jumps, ce poți să ne zici? Sigur că recomand. Ghetele Kangoo Jumps sunt și ghete pentru copii. Copii cu vârste de la 6 ani până la 91 de ani, am uitat să spun. 90 de ani adulții, dar copiii sunt ghete speciale pentru copii și de ce să nu recomand? Pentru că copiilor le place, cum am zis, să danseze, dar le place să și sară. Da. Ei au atâta energie că dau pe și din la afară. Alții, da. Ar da și la alții dacă ar putea. Așa și e. Atunci, sigur că recomand, este chiar foarte indicat să facă și copiii, știu foarte, uite, de exemplu, am și eu cursante, vin mame cu fetițe la mine la clase și foarte mult le place și prind foarte repede copiii, da, ăștia. Da, sunt foarte receptivi. Sunt foarte receptivi, prind foarte repede coreografiile, indiferent că fac una mai simplă sau mai sau începător intermediar. Prind foarte repede și le place. Din moment ce și îi foarte bine să-și aducă mamele fetele la cursuri. Da. Se leagă prietenii inclusiv în cadrul participanților. Exact, exact. Și tu de la Reghin vii de ceva vreme la evenimente la noi, tot cu o mare mulțime. Da, tot cu o gașcă. Da. Faină. Da. Așa îmi place să spun. Ce poți să ne zici de mesele unui om care face sport, să zicem, de data aceasta, Kangoo? Da, bine, chiar ai pus punctul pe ei aici. Vreau să înțeleagă toată lumea și cred că tu, ca și nutriționistă, îmi vei da dreptate. Mesele trebuie să fie în jur. Foarte multă lume are concepția că dacă nu mănâncă, slăbește. Fals, e absolut, da. Total. Cât poți, poate să în prima exact, în prima fază, deci, da, pierzi și apă și mușchi. Exact. Mai rău dăunezi decât... Sigur. Decât... Faci un bine. Să rezolvi ceva. Da. Exact cum ai zis, apă și mușchi. Și cum încep să mănânci, pui înapoi. E foarte greșită concepția asta. Trebuie să ai... aproximativ 3 mese pe zi. E foarte importantă și hidratarea, că degeaba nu ne hidratăm, că nu rezolvăm. Hidratarea ajută buna funcționare a organismului, nu? Da, e piatra de temelie, căci că fără mâncare rezistăm. Da, dar fără... Fără apă nu, rezistăm mai mult fără mâncare, în consecința asta. Deci să nu se creadă că sportul rezolvă tot. Adică da. Sunt multe cursante care se așteaptă ca să vină la sport și să mănânce poate mai mult decât până atunci. Păcat. Sportul trebuie asociat cu o alimentație sănătoasă, cu 3 mese pe zi și bineînțeles că trebuie să faci combinațiile
alimentare corecte, în funcție de ce muncești, corecte. Sigur, și ce vrei muncești, să faci. Dacă ești static și muncești toată ziua la birou, stai toată ziua pe scaun și faci o 2 ore pe săptămână de ceva sport, e foarte puțin. Sigur. E foarte puțin și atunci măcar poți să te gândești să mărești mișcarea sau la alimentație. Să fii mai atentă la mese. Sigur. Exact, să suplimentezi cu, pe partea de sport, să suplimentezi cu ședințe. Și noi, instructorii, chiar dacă avem clase, nu știu, zilnic sau 5 ore pe săptămână sau, de exemplu, eu am numai Kangu Jam și aerobic câte o oră jumate, de 3 ore pe săptămână, acolo sunt 4 ore jumate. Și nu ajunge pentru că și eu trebuie să fiu la fel de atentă la alimentație. Sigur. Și mai ales după o anumită vârstă, că, cum spuneam, nu mai am chiar 20 de ani. Eu sunt bunică. Ce să mai zic? Îți dau dreptate, dar tu ești doar mămică, proaspăt mămică. Da. Deci asta vreau să spun, că și instructorii trebuie să fie atenți dacă vor mușchi și nu vor altceva. Încurajeze și în natură. Poate că lumea nu știe, ghetele Kangu Jam sunt concepute, se poate ieși și în natură. Sigur că da. Cea mai bună mișcare e în aer liber, numai că... Chiar și un mers cu căruciorul, că veni vorba exact, de copii. Jumătate de an nu ne permite, da, pe ghete, vremea să ieșim, sau poate chiar un pic mai mult. Dar vara, de multe ori, fac antrenamente pe ghete în aer liber și e altceva. Când spui antrenament, te referi la plimbări, alergări, eu știu, urca și coborâ bordura, totul pe ghete, da? Da. Bootcamp-uri. Da, ghetele pot fi folosite pentru alergare liniștit. Mie chiar îmi place mult mai mult să alerg pe ghete decât fără. Și mie. Fără, nu prea, că mă cam dor gleznele mai nou după ce alerg. Da, depinde și unde alergi, dacă alergi. Da, pe suprafețe. Pe suprafețe dure, tari, da. Deci nici nu... Normal că nici mai rău să mai, da. Normal că vor apărea durerile, dar La ghete nu am probleme. Ghete chiar nu e nicio problemă. Plus că alergăm și cu săculeze câte 2 kg pe fiecare picior. Exact. Nu? Adică și tonifiem ușor pe lângă cardio. Exact. Ce să zic, că 2 kg ai dreptate. Faci practici antrenamente în aer liber pe perioada de vară? Pe perioada de vară, da, mut din sală. Acceptă clientele? Întreb așa, general, că sunt situații când și eu întâmpin probleme și nu vor. Și le place. Da? Și am avut și antrenamente de bootcamp cu ele și acum nu le-a plăcut la toate, că sunt obișnuite cu coreografia aia din sală, dar... Unde au și oglinzi, să ne înțelegem că la coreografie e bine să vadă în oglinzi, e adevărat. E bine să pe când dacă le scoți în outdoor, un pic mai greu. Exact. Se orientează. Da, în principiu, dar au fost feedback-ul e bun. Nu e așa ușoară alergarea pe cum ar crede unii. Mai ales pe ghete. Mai ales pe ghete. În schimb, rezistă mai mult la alergare. Asta încurajez și eu. Eu am făcut atletism și de asta un pic am un punct de referință, dar le explic celor care nu voiau sau nici nu agrează, pentru că tu știi mai bine clar, cei care nu acceptă alergarea au problemă pe fibra de cardio, de rezistență, să zic, ceilalți exact. De forță, cea de la sală. Deci depinde foarte mult de ce fugim, fix acolo ar trebui să completăm. Dar le explic, pe ghete să puteți mai mult, da. Și vin și spun, se poate să nu ne mai oprim. Mergeți cât țineți, cât vreți. Și mai ales dacă ei deja și-au crescut rezistența, da, în sală. Absolut. Au ceva vreme de când vin la antrenamente, au crescut rezistența cardiovasculară și rezistența musculară. Și atunci clar că așa clar e. Că... Doar că în aer liber, orice sport ar practica, ci că e dublu decât în sală. Exact. Pentru că intervine mult oxigenul. În aer liber. Exact. E mult mai, oxigenarea e mult mai bună. Da. Dragilor, ca de fiecare dată, mi se pare un pic ciudat să zic că așa se întâmplă, dar când ne simțim mai bine, se termină emisiunea. Nu mai avem timp. Totul este contratimp în lumea aceasta. Așa că nu ne rămâne decât să o chemăm pe Adina Ința de la Reghin într-o ediție următoare, oricând vom mai avea ocazia, rugăm să nu ne refuze. Iar vouă, celor de acasă, ce să vă spun, vă dorim numai bine și vă spunem până data viitoare, la revedere. Mulțumim, Adina. Cu drag.